am depus proiectul pentru management modern și eficient de reabilitare a mediului public în municipiul Suceava. Și aici, așa cum am spus și altă dată, e vorba de o altă parte a municipiului Suceava, străzi de George Ionescu, Mărășești, Universității, Traian Buia, Grigore Alexandru Ghica, Cernăuță, Alexandru cel Bun. Deci cum mergem cumva și pe fonduri de reparatul străzilor, revenim tot cu fonduri europene pentru, elvețienii, pardon, pentru reabilitarea în continuare a eliminatului public. De asemenea, rămânem pe principiat pe, montarea unui sistem de încălzire în bazarul de muncă a Sucevei, un sistem pe energie verde. Și primul proiect este de 6.001.721 euro, al doilea proiect are valoare de 1.903.235 euro, iar al treilea proiect se cheamă electromobilitate, vehicule electrice pentru municipalitate verde. Și aici este vorba de achiziționarea unui număr de 18 autovehicule, dar nu mai autovehicule pentru primărie, discutăm aici și de utilaje, gen utilaje de întreținere a gheții, autocisternă cu motor electric, două automotorători cu motor electric pentru domeniul public, furgonete pentru direcția de asistență socială, la fel automotorătoare cu motor pentru administrația peților. Deci să ne dotăm la primăria municipiului Suceava pe vehicule electrice, plus instalarea unui număr de 30 puncte de încărcare pentru mașinile electrice, puncte de încărcare care vor fi amplasate, în special, în parcările subterane, în primul rând, dar și în celelalte parcări din municipiul Suceava. Așa cum se știe, noi aveam depus un proiect și pentru parcul auto de la TPL, dar este pe o altă componentă, sperăm ca pe strategia 2014-2020 să fie funcțional și asemenea proiect. Iar pe aceste fonduri elvețiene vrem să, așa cum am spus, să achiziționăm un număr de autovehicule electrice, număr de 18, care vor avea diverse funcțiuni la primărie, la toate direcțiile de domeniu public, asistență socială, administrația peților.